Salut, Alex! Bine ai venit la Rapid! Cel mai recent transfer al Rapidului. Ai semnat astăzi, ești de astăzi nou jucător al nostru. Cum te simți în acest moment? Bună ziua, bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că am semnat cu Rapid, este un club de tradiție și în acest moment sunt foarte bucuros. Ce te-a determinat să vii la Rapid, să alegi Rapidul? Rapid este un club mare, cu tradiție și cu o galerie foarte frumoasă și mi-am dorit dintotdeauna să joc aici. A contat în decizia ta și faptul că tatăl tău, Iulian Crivac, a evoluat pentru Rapid? Cu siguranță, tata a jucat aici cu mult timp în urmă și m-a influențat. Spune-mi despre tine, care sunt calitățile tale, care este postul pe care te simți cel mai bine? Sunt mijlocaș central, îmi place să fiu agresiv și să dau totul pe teren. Ai fost la toate grupele de juniori ale României. Te-ai dori, la un moment dat, să faci pasul către echipa națională mare și crezi că Rapid este o rampă foarte bună pentru acest lucru? Cu siguranță. Dorința mea cea mai mare este să joc pentru Naționala Mare a României și Rapidul mă va ajuta în acest sens. Bănuiesc că ai urmărit tot ce se întâmplă în jurul Rapidului în acest start de sezon. Suntem pe locul 4 momentan, dar am avut 3 partide foarte grele. Cum ți s-a părut că a evoluat Rapidul în aceste prime 3 etape? Echipa a început foarte bine, într-adevăr, campionatul și mă bucur acest fapt. Vreau să ajung și eu, să ajungem cât mai departe și să ne îndeplinim obiectivele. Știi că pe postul tău sunt câțiva jucători cu nume. Cum te motivează pe tine această concurență cu Cait, Albu sau Crepulia? Sunt niște jucători care au experiență și acest lucru mă motivează să dau tot ce e mai bun pentru echipă și să îi întreg dacă se poate, dacă nu, să îi ajut să crească și ei alături de mine. Pe cine cunoști din actualul lot? Știu că ai fost convocat la România Under 20, bănuiesc că pe Ștefan Pănoi îl știi, nu? Alți jucători mai știi? Ai mai jucat cu ei? M-am intersectat de asemenea cu Alexandru Despa și cam atât cunosc din lotul actual dintre juniori. Ce înseamnă pentru tine să ai un antrenor ca Adrian Mutu, o legendă a fotbalului românesc? De-abia aștept să lucrez alături de mister și a fost un lucru care m-a motivat să vin la acest club. A fost un jucător foarte mare și acum vrea să demonstreze și ca antrenor. Cât de nerăbdător ești să joci pe un asemenea stadion? Bănuiesc că ai urmărit ce se întâmplă aici la meciul de acasă. Da, am urmărit și este o atmosferă incredibilă. De-abia aștept să evoluez. Ce mesaj ai pentru suporterii Rapidului? Să vină cât mai mult la stadion și să ne susțină în continuare.